A fost și Belița la post, iată-l și pe Rus, încearcă șutul și foarte bine a făcut. Minge care trece puțin pe lângă poarta lui Lebmeț. Foarte frumos șutul lui Laurențiu Rus, trecut, iată, în linia de mijloc, după ce a evoluat în banda dreaptă, atât ca atacant în partea dreaptă în meciul cu Poliaș, dar și fundaș dreapta. Se oprește Accente până la urmă, centrează Curtean, scoate Lebmeț, uluitor! Cea mai mare ocazie! Ce intervenție are Lebmeț aici și vom vedea și primul cartonaș galben. Omul cu ratarea este Alex Curtean, a trimis exact pe mijlocul porții. Reflexul lui Lebmeț, care împiedică deschiderea scorului aici la Chiajna. Accente câștigă acest duel aerian cu Belița. Ghionea recuperează mingea. Ghionea. Sim. Minge deviat acum și un șut puțin pe lângă poarta lui Bălgrădean. A fost execuția lui Pană, al treilea șut la poarta lui Bălgrădean, al dura liberă fără succes însă pentru Concordia. Noi revedem șutul lui Pană de mai devreme, foarte puțin pe lângă butul din dreapta lui Bălgrădean. 2-3 metri mai în spate și mingea din efect ar fi și atins însă pe ispir. Țucudean, șutul lui Țucudean, minge care trece pe lângă poartă. Ocazia lui Marius Țucudean, este într-o formă fizică extraordinară Țucudean, câștigă toate duelurile. Iată, revedem intervenția lui Rus cu piciorul pe care... Pană, trage Pană, bară, scoate Bălgrădean. Balon respins în transversală de Bălgrădean, excelentă execuția lui Silviu Pană. Le creează coșmaruri Pană dinamoviștilor în această repriză secundă. Pană a fost rezervă și e deja al patrulea său șut la poartă și trei dintre ele au fost foarte periculoase. Acesta cel mai periculos.